Iar premierul Marcel Ciolacu n-a mers cu mâna goală în Germania. Acesta i-a dus prim-ministrului Bavariei o ladă frigorifică plină cu mititei românești. Cunoscut drept un pasionat al gastronomiei românești, premierul bavarez a anunțat că va face o vizită oficială în România. Marcel Ciolacu i-a promis și că îl va duce să viziteze castelul lui Dracula, dar și Delta Dunării. Delegația Guvernului României a transportat în Germania o ladă cu mici, destinată prim-ministrului regiunii Bavaria, Markus Söder. Vizita vine în contextul celebrării a 25 de ani de cooperare instituționalizată între România și Bavaria. Se pare că Markus Söder i-a cerut lui Marcel Ciolacu acest favor, iar la schimb i-a dat un tricou cu naționala de fotbal a Germaniei. Marcel Ciolacu a profitat de această vizită pentru a-i adresa premierului bavarez invitația de a veni în România. Aș dori să vă invit cât mai curând la București, așa cum ați spus și dumneavoastră, să vizitați, să avem și un forum economic, să vizitați și Delta Dunării și nu, în ultimul rând, castelul lui Dracula. Eu mențin părerea, indiferent de cât de mult usturoi o să mâncăm, să nu mergem într-o noapte cu lună plină și să mergem într-o noapte cu o lună normală. Markus Söder a acceptat invitația lui Ciolacu și a dezvăluit pasiunea pe care o are pentru mâncarea românească. Cred că e suficient dacă mâncăm înainte mici. Cred că conține așa de mult usturoi încât nu se vor mai avea curaj vampirii să se apropie de noi. Avem multe puncte comune. Și mâncarea și băuturile. Eu cunosc foarte multe feluri de mâncare. Știți că eu mănânc foarte cu plăcere carne, mănânc cu plăcere mici și am convenit că anul viitor voi merge și eu în România. Voi fi oaspetele premierului român în București și la, în Delta Dunării. Dunărea este liantul nostru.